Vedeți, dragii mei, că aici e ca și la chimie. Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, sau cum era, totul se transformă. Nimic, da. Mai citim, că avem și noi destul de cor, mai citim. Ioan Chirilă, integrală. Că doar e august, sunteți până concedii. Salut, salut, nu vă deranjez, nu? V-a spus o scoică în ureche și auziți susurul mării. A, sunteți la munte, aveți bani, bravo vouă. 6 august e mâine, azi doar 5 august. Prima ediție a cafelei de după din august. Asta se zice acum, că la final, cum se zice, Vlad? Cum se zice când ai încheiat? În traducere liberă, uac, 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 ediția cu numărul 70 a cafelei de după. Tam, tam, taram, tam, 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 taram, tururururu. Băiatii centenarul. Da. Uite, ce ai zis? A, nu la mine, la, eu sunt cu jumătate de picior pe centenar, dar nu mă plâng că-i vară și-i fain și-i bine. Ediția cu numărul 70, mulțumesc pentru încredere, pentru subscribilitate. Că suntem aproape 16.500. Așenii trag cu dinții de voi, că mi-am pus de ăștia noi la doctorul Păstr. Să fim măcar 20.000. Oricum, mulțumesc. Ediția cu numărul 69 a fost vinerea trecută. Acum suntem la 70. Ce înseamnă 70? Eu fac 69 și tu te uiți. Despre soacră, mi-a scris că ce mai face soacra. Bine, cu excepția protezelor. Atâtea proteze are că eu beau numai din sticla acasă, că și le pune până pahare. Și eu nu cutez să... nu pot. Săptămâna trecută am mâncat 2 grătare. Unul a ei și 2 a mele. Adică 3. Soacra mea niciodată nu mănâncă de dragul de a mânca niște carne, nu. Zice, am avut o roșie bună lângă și n-am putut-o lăsa. Stresată cu meciurile CFR-ului, vai și amar. Dar am luat-o sus și bai mie coffee.com/nicubendea. Vă spun sincer și deschis că eu așa... avem o hortenzie în curte. Și așa un florit, bă, gândiți-vă că buzele lui Bianca Drăgușanu de 10. Hortenzie faină. Și lumea mai trece pe în curte, că mai merge la medic sau la ce merge. Și te zic, wow, ce floare faină, wow, ce... Bă, și la un moment dat văd pe cineva, eu stăteam pe scaun, mă gândeam ce să vă mai mint pe voi acci la Buy Me a Coffee și văd un coptilaș, de fapt era măsa. Așa, face o poză, așa de după hortenzie, bă, zic că asta, doamna asta mă paparațează. Noi eram aranjat, mă duc, îmi schimb tricou, imediat mă duc după ea și zic, dar haide să ne facem o poză, așa frumos, arăt și eu bine. Nu m-a recunoscut, evident, numai eu am impresia asta că mă cunoaște toată lumea. Deci eu am vrut să fac poză la floare, să-i arăt la mama. Dacă tot a zinit, nu-mi faceți și mie o poză lângă floare. Ce hortenzi am luat. Asta e! Mâine schimbarea la față. Teoretic, după schimbarea la față, vine toamna. Și eu cred că o să mă bărbieresc. Nu vă mai deranjez. Concediu plăcut în continuare. Dacă vă rămâne de la porumbel, dacă vă rămâne de la înghețata după plajă un bitcoin, buymeacoffee.com/nicubendea. Dacă nu, au revoir, vacanțe plăcute!